Trompele sunt acele ducte, acele canale care fac legătura între cavitatea uterină și ovare. Așa cum am mai povestit și în alte expuneri, ele sunt foarte importante pentru obținerea unei sarcini. Uneori, datorită unor infecții, de cele mai multe ori infecții apărute cu mult timp înainte de verificarea permeabilității tubare sau de anumite investigații pe care le vom face pentru infertilitate, din cauza unor infecții, trompele suferă și se obstruează, adică se blochează. Și cel mai frecvent, clamidia este incriminată în blocarea trompelor, în infertilitate și uneori în apariția sarcinii extrauterine.